România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. PNL și PSD au votat fiecare în partid constituirea unei coaliții de guvernare, iar la ora asta a început prima rundă de negocieri în vederea unui program de guvernare și a stabilirii membrilor cabinetului. PNL a fost scindat la vot, două treimi dintre membrii săi votând pentru coaliție, iar o treime împotrivă. Împotrivă au votat printre alții Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban. De partea cealaltă, de exemplu, Rareș Bogdan a spus că pentru țară treci peste orice. Coaliția aceasta este rezultatul unei tulburări de mai bine de două luni, dar și rezultatul unei direcții noi indicate de președintele Iohannis în ultimele zile. El a criticat USR în mai multe rânduri, dar nu este clar ce scop politic major urmărește președintele. Și oricât am întoarce-o pe față și pe dos, nu i-am dat eu de capăt. Este situația țării complicată? Îi e teamă de o suspendare? Este doar orgoliu? Sau ce-o fi până la urmă? Totuși trebuie să fie un scop politic major, mă gândesc, așa ar fi corect. O să dezbatem acest lucru astăzi la România în direct. L-am rugat însă întâi pe publicistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu să deschidă această ediție a emisiunii pentru a vedea ce crede el. Bun găsit, domnule Popescu! Bună ziua, domnule Striblea! Domnule Popescu, sunt și eu un participant la emisiune. Da, primul. Care își va spune părerea, nu? Păi, întrebarea, să știți că de aici pornește, domnule Popescu. Adică, dumneavoastră, ce ați înțeles? Ce scop a avut președintele când a înlesnit o astfel de coaliție? Da. În judecarea, în interpretarea a ceea ce face președintele Iohannis, cred că e o greșeală, cred că e o premiză greșită să îl suspectăm tot timpul de strategii ultra adânci pe care trebuie să le descifrăm, pentru că ele sunt extrem de sofisticate, au obiective pe termen lung, domnul Striblea. Deci, domnul Iohannis face o grămadă de lucruri pe care o să le numesc necugetate, ca să fiu blând, să folosesc un eufemism, ceea ce nu-mi stă în obicei. Face lucruri negândite, nu calculează consecințele lor, nu e prima dată când face lucrul acesta în cei 7 ani de mandat. Nu a dovedit niciodată că ar avea vreo viziune, vreun scop major strategic pe care să-l urmărească pas cu pas. Nu! Iată, în 7 ani a fost prestația la președinția domnului Iohannis, a fost, cum se spune în tenis, la ce vine de dincolo de fileu, că tot joacă tenis domnul Iohannis. Eu n-am identificat vreo astfel de gândire profundă care ne-ar scăpa nouă acum. A rezolvat în clipa de față, se rezolvă prin coaliția PSD-PNL, o situație blocantă, o situație care nu mai putea continua și care era de prevăzut atunci când domnul Câțu, cu acordul, ba poate chiar cu îndemnul domnului Iohannis, l-a dat afară pe Stelian Ion de la justiție. Nu era greu să deduci ce se întâmplă în mod automat, previzibil. Deci faptul că vor pleca de la guvernare, USR Plus, că nu mai puteau să înghită și a doua demitere, faptul că nu-l vor mai accepta pe Câțu, faptul că după ce Orban a fost înlăturat de la conducerea partidului, a avut, iată, suficienți oameni de partea lui ca să torpileze majoritatea existentă în Parlament și deci situația
nu se mai putea rezolva decât în felul acesta. Necugetat, necugetat, totuși îți faci praf o carieră politică mult înainte de vreme, adică există și această fațetă a situației. Președintele devine nepopular, de necrezut. Așa. Păi, haideți, dacă ne întrebăm acum care este strategia și scopul său adânc al domnului Iohannis, ia să ne întrebăm care e strategia domniei sale, care a fost strategia când a declarat că e bine să joace oamenii românii golf. Da. Că face bine. Puteți să-mi identificați vreo strategie? Nu, da, mă gândesc că aia era o prostie, dar nu poți să faci din prostie... Păi și asta de ce ar trebui să fie altceva? Pentru că impactul e mult mai mare la golf, nu mergem noi. Zic, impactul e mai mare, e devastator, adică gândești mai mult aici decât la golf, nu? Nu e adevărat, impactul afirmației cu golful e chiar mai devastator în ce privește imaginea și cariera domnului Iohannis decât coaliția PSD-PNL. Okay. Va rămâne lipită de el. Asta va rămâne lipită cu golful. Da? Deci, iată ce poate să spună, iată ce poate să facă de-a lungul timpului domnul Iohannis. Când a spus, eu nu pot chivano PSD, da? Aia a fost o chestie strategică, gândită, l-a ajutat mult, nu? Astăzi a câștigat ceva la afacerea asta? Cu siguranță, cu siguranță nu. Dar totuși cum vor fi? Cum vor fi pentru el următorii, știu eu, cât va dura povestea asta? Unii zic de 7 ani chiar. Cum va fi pentru? Cum să fie? O să se ducă în continuare la golf, la schi, o să facă vizite cu doamna, poate sub semnul maestății, adică maestatenicule, cum zicea Elena Ceaușescu. Asta o să facă. Ce altceva? Cred că este sensul vieții lui acesta. Nu-l bănuiți că vrea să facă nu știu ce mare proiect pentru România. Acum, alo? Acum nu-l mai bănuiesc, asta zic. Acum nu. Așa. Acum nu-l mai bănuiesc. Păi nu-l mai bănuiți pentru că, să știți că asta mi se întâmplă și mie uneori. Mi se întâmplă, acum am mai antrenat. Există tendința asta a minții umane de a suprainterpreta, de a căuta un sens, de a căuta niște explicații raționale acolo unde ele nu există. Și trebuie să ne reținem de la așa ceva. Domnule Popescu, vă mulțumesc tare mult că ați deschis această emisiune. Spor la treabă acolo. România în direct, liniile vă aparțin. L-ați auzit pe Cristian Tudor Popescu. Eu vă spun așa, 0372069599. Ce credeți că a urmărit președintele Iohannis prin realizarea acestei coaliții? Are președintele un scop major politic în perioada următoare? Este motivată această decizie de multiplele crize ale României, economică, socială, sanitară și, desigur, nu uitați expresia lui Rareș Bogdan. Cum o vedeți? Pentru țară treci peste orice. E o coaliție, adică s-a urmărit realizarea unei coaliții pentru țară sau pentru liniștea președintelui? Dan, mulțumesc pentru răbdare. Ești la România în direct la Europa FM. Vă salut! Te ascultăm. Mă bucur că am reușit să prind de data aceasta pe acest subiect. Pentru că eu rămân uimit cum în momente deosebite ale țării, ale societății, noi nu reușim să avem în posturi cheie oameni de stat, ci numai politici. Oameni care să ia decizii majore și importante pentru această țară. Și, din păcate, Iohannis dovedește că este un politician printre ceilalți politicieni ale acestei țări care își urmăresc interesele meschine de grup. Ce tip de interes? Adică ce interes are acum domnul Iohannis? Domnul Iohannis? Cred că pur și simplu e o meschinărie în ceea ce face. O răzbunare împotriva USR-ului, pentru că nu văd alt motiv al acestei alianțe spre care a împins PNL-ul și pe care îl împinge într-o
prăpastie și nu realizează. Dar poate un președinte să-și riște întreaga carieră, imagine, doar dintr-un orgoliu? Acolo are sfătuitori, are oameni care îi trag frânele, care îi sfătuiesc, îi zic, domnul președinte. Sfătuitori? Da. Mă întreb și acei sfătuitori, dacă sunt cu picioarele pe pământ, acei sfătuitori nu realizează că PNL-ul a fost votat într-o mare măsură, a primit voturi, nu că a fost votat, a primit voturi împotriva PSD-ului. Nu pentru ei în sine, pentru ceea și ce au promis. Vin și spun că pentru țară. Ce vor face pentru țară? PSD-ul deja și-a manifestat un program total împotriva programului penalist. Nu tu reforme, vrem să mărim pensiile conform legii, vrem să mărim alocațiile conform legii, vor mări și salariile bugetarilor în România. Cred că mai au unde. Nu cred că mai au de unde, oricât și-ar dori aici. Poate la pensii, pentru că la anul ei își doresc alegeri anticipate. Aha. Deci aici putem detecta acest sacrificiu. Aici putem detecta un scop al PSD, dar asta mi-l face pe președintele Iohannis un politician și mai slab și mai prost. Asta este, din păcate. Ce reforme? Vor face reforme cu PSD-ul alături? Ce reforme din cele pe care le-au propus, care sunt împotriva dorinței PSD-ului? Toate aici, reformele pe care le-a propus. Dan, ascultă-mă un pic. Aici să nu ne înșelăm. Când PNL și PSD vorbesc despre reforme, nu trebuie să-i credem întru totul, căci avem dovezile că lor România le place așa. Pentru ei, acest tip de Românie este cea mai bună versiune a ceea ce putem avea. Pentru că, pentru aceste două partide, lucrurile au mers bineșor. România nu are multe alte schimbări de făcut din punctul lor de vedere. Da, dar știi ce nu realizează PNL-ul? PSD-ul are masa lui de votanți care, indiferent ce le promite și nu face, și o menține. PNL-ul nu e așa. PNL-ul la următoarele alegeri nu va lua nici 10%, pentru că votanții PNL-ului nu așteaptă promisiuni neonorate. Ai votat PNL? Eu? Da, te întreb dacă ai votat PNL. Niciodată n-am votat cu stânga. Nu, cu PNL, de PNL am întrebat. PNL-ul? Nu, am fost membru PNL. Ai fost membru PNL, Da, asta mai bine de 15 ani, când m-am dumirit, când au luat puterea, ce interese au. Eram idealist. Nu, am votat USR-ul, pentru că vreau altfel de politicieni. E adevărat că nu știu să negocieze, nu știu să facă compromisuri. Sunt necesare uneori și compromisuri, dar trebuie să existe o limită. PNL-ul zice acum că face un compromis. Asta nu este un compromis. E de judecat asta. Îți mulțumesc, Dan. Îți mulțumesc, Sabin. Salutare, ești la România în direct. Îți dau o judecată a situației. Sunt trei crize. Salut, mă auzi? Ascultă-mă o secundă. Alo, salut, Cătălin, mă auzi? Salut, Sabin, da. O secundă, te rog așa. Îți zic așa. Sunt trei crize. Trei. Deci este o criză sanitară, este o criză economică, una energetică. Unele care presupun niște măsuri la care ai nevoie de majorități parlamentare mari. Și atunci vin și spui, dar cum o să fac treaba asta? Uite, o fac unind partidele astea. Sabin, e ăsta un scop în sine? Eu am să-ți spun altfel. Domnul Iohannis ce urmărește? Urmărește Ciolanu. Și noi, în momentul de față, în România, trăim într-un scenariu al lui Disney, Lion King. Poate ai văzut desenele animat. Așa? Care situație de acolo? Ok. Unchiul lui Simba s-a aliat cu cine? Nu mai știu. Am pierdut, povestește-ne. Ok, cu hienele. Așa. Da? Acum PNL-ul și PSD-ul sunt niște hiene. Iohannis ține de Ciolan și în stânga și în dreapta sunt hienele care trag de acel Ciolan. Ciolanul suntem noi. Iohannis riscă o suspendare. În momentul de față, fiind coaliția asta PNL-PSD, care într-un fel dețin cam 70%, da? El nu va putea fi suspendat, fiindcă să înaintez AUR. Nu sunt votant AUR și nu voi vota AUR. Niciodată. Da? Vrei să spun ceva? Dar, și dacă se alia cu USR, dacă se alia cu USR și mergea cu pieptul înaintea PSD-ului, cel mult risca să fie suspendat, după care ar fi dat o bătălie pe care e posibil să o fi câștigat la urne cu electoratul. Să fi zis... Nu știu dacă mai are șanse să câștige o bătălie Iohannis acum. Eu am votat PNL.
dar nu voi mai vota niciodată. Câțu este un narcisist, iar pe partea elaltă, Ciolacu, este un bursuc. A, ce face bursucul? Strânge o sânză și hibernează iarna. Dar dacă această alianță și ea a existat, de exemplu, în Germania, în momente dificile, când doamna Merkel nu a reușit să fie cu totul la putere. Noi nu avem mentalitatea nemților, aha, da? Mentalitatea votanților PSD. Cine sunt votanții PSD? Sunt pensionarii, în special, da? În 2016, ca exemplu, da, li s-a promis de Dragnea creșterea pensiilor cu 20%. Fapt care s-a și întâmplat. Da? Dau un exemplu. O pensie de 600 de lei a devenit 720. Dar, din păcate, peste două luni, o pâine care costa un leu a devenit un leu 40. Scumpirea a fost de 40%. Da, așa. Cei 20% la pensionari, da, pentru cei cu pensii mărunte, și asta sper să înțeleagă și ei, da, nu se va regăsi în buzunarul lor propriu. Pentru pensii speciale, da, 20% la un magistrat care are 23.000 de lei acum pensie, da, normal, nu-l interesează cât pâine ai un leu 40. Te cred. Iar votanții PSD, ăștia sunt. Bun. Da, și lor trebuie să le răspundă cineva. Ți mulțumesc tare mult. Rămân astăzi totuși nedumerit. Adică, pe da, chiar așa, pentru binele personal, să fi făcut chestiunea asta din meschinărie, să te păzești de o suspendare. Dar nu poți să pleci din politică chiar nepăsându-ți de ceea ce crede o țară despre tine. Adică, uite, domnule, ăsta acum a întors-o, va spune majoritatea lumii. Și atunci trebuie să te gândești un pic și la ce va scrie cartea de istorie după tine când ești așa un mare președinte. De asta caut un scop, cum mi-a zis domnul Popescu, cu suprascriere. Păi trebuie să fie ceva important acolo. Deci asumi tu să faci un astfel de sacrificiu. Florin, salutare, ai venit la România în direct. Bună ziua, salutare ascultătorilor dumneavoastră și dumneavoastră. Bine spus cu cartea de istorie. Dacă cartea de istorie o să fie scrisă corect și o să fie scrisă pe acest stil românesc actual, președintele Iohannis va fi catalogat cel mai slab președinte post-decembrist. Este, deci mandatele, ambele mandate sunt fără pic de realizări. Goale, fără formă, fără fund, fără nimic, nimic, nimic. Nu a realizat nimic. Noi am crezut și am sperat că va face și că va realiza ceva, nu, nimic. Este un om comod, este un om căruia, un om căruia îi place să meargă la schi, să meargă la golf și nu prea interesează. Să nu uităm că după nenorocirea de la Piatra Neamț, da, a doua zi era pe pârtia de schi. Asta spune totul despre atitudinea lui și de cât de mult îi pas. L-am votat de două ori și dacă va fi, dacă mâine se va decide suspendarea lui, am să merg să votez împotriva lui. Pentru că următorii ani de mandat nu va face altceva decât să ne consume timpul și să consume resursele morale, materiale, mentale ale acestei țări. Dar asta dacă revin și spun așa, domnule, dacă s-a uitat în jurul lui și văzând multiple crize, accentuez pe chestiunea asta, a zis, auleu, e groasă. Nu este. Este groasă doar pentru el. Două persoane, respectiv președintele Iohannis și Florin Câțu, pentru două persoane, o țară întreagă este bulversată. O țară întreagă este pusă la tarabă. N-am nimic cu PSD-ul. Au electoratul lor, au direcția lor, este aceeași întotdeauna. Respect din acest punct de vedere. N-au fost. Sunt aceiași, neschimbați. În schimb, să fim serioși, PNL-ul atât de oscilant. Așa au fost mereu. Noi doar am sperat că pot fi ceva. Nu, ei n-au fost niciodată nimic altceva decât ceea ce sunt. Au avut și proiecte de legi controversate, au avut și acțiuni controversate, au guvernat la fel și în perioada 2005-2008 cu guvern minoritar și susținere PSD în Parlament și la fel atunci au împărțit bani și tot ce s-a putut împărți. Aceia sunt. Pentru două persoane care, de efectiv, asta vor, asta urmăresc. Deci, pielea lor, da? Există o tripletă de pe care cu am pielea? Stați puțin, ce? Pielea președintelui Iohannis în joc? Da, bineînțeles. Cu ce? Adică cu suspendarea? Adică... Vrea să-și termine mandatul, da? Da. Liniștit. Și felul acesta a unit stânga cu dreapta, a amestecat. De fapt, nu a unit. Pentru că el a rămas, pentru marea majoritate, ne-am trezit acum, premierul de la Grifco. Acolo a fost, acolo a rămas, doar noi ne-am înșelat și am sperat
ți-am crezut altceva. Păi și nu putea să stea liniștit cu Dragnea sau cum? Adică putea să facă asta de acum 4 ani. Nu, pentru că Dragnea era mult prea puternic. Și erau alte elemente de negociere. În momentul de față, PSD-ul este un partid slab. Condus de niște oameni slabi, fără veleități, fără atât de multă putere, așa cum avea Dragnea pe acea vreme. În momentul de față, el își poate impune punctul de vedere liniștit, fără să aibă un partener de dialog, de împărțit funcții și alte lucruri, puternic, cu care să negocie altfel, care n-ar fi cedat așa de simplu în negocie. În momentul de față, el primește tot ceea ce dorește. Și vreau să vă mai puntez un lucru, dacă îmi permiteți, vă rog frumos. În momentul în care un post TV și-a schimbat orientarea, în acel moment eu am înțeles și am înțeles tripleta. Și tripleta se numește Rareș Bogdan, se numește Gușă, Cosmin Gușă și se numește Vasile Dâncu. Această tripletă, în modul de față, conduce două partide și hotărăște soarta României. Asta este senzația mea. N-am informații, n-am nimic, dar eu vă spun ceea ce am simțit și ceea ce simt. Da, asta cu Rareș și Bogdan și Vasile Dâncu, da, văd că ei conduc niște partide, sigur, sau au ceva de spus. A fost crescut, dezvoltat, bine umflat la realitatea, la acel post TV, să nu mai spus numele, da? Plasat în vârful PNL și de acum, din vârful PNL, au creat tripleta și învârt România. Da, s-ar putea să fie mai complicat. Mulțumesc tare mult. Înțeleg că domnul președinte nu e chiar mulțumit de activitatea lui Rareș Bogdan, deși Rareș Bogdan îi poartă mesajele. Să știți că l-am chemat aici pe Rareș Bogdan pentru voi. A promis că o să vină, sigur în perioada asta a dispărut și nu vorbește, dar sunt curios, cum a zis mă Sorin? Stai aici cu domnul Sorin Niculescu, el asigură transmisia acestei emisiuni. Cum a zis? Că pentru țară treci peste orice? I s-a fluturat un pic Batistuța când a zis-o pe asta. Încă îl aștept pe Rareș Bogdan în studio. Știu că e politicos, e învățat, e educat, știe să vă răspundă și sunt sigur că o să vină să vă răspundă tuturor la nenumăratele întrebări pe care le aveți. Poate el știe scopul domnului președinte. Suntem la linia 10, da? Marian, salut! Salut, Cătălin, bună ziua! Ce crezi că a vrut să obțină domnul președinte? Da, înainte de a spune ce cred, aș vrea totuși să-l întreb pe domnul președinte, începând cu 2024, ce țară crede că e cea mai bună pentru emigrat. Am o familie cu 2 copii și aș vrea să știu, mă gândesc că n-am. Am crezut că pentru el, dar... Nu. pentru tine? Pentru noi cei care, într-adevăr, muncim și ne zbatem pentru țara asta. Iar în ceea ce privește ce a zis domnul Rareș Bogdan, cred că ar trebui să înlocuiască țara cu ciolanul. Aia cred că e cel mai important în momentul ăsta pentru ei. Și cred că ar mai fi o chestiune, să nu uităm că totuși domnul președinte, în afara faptului că dă către PNL, consider că și ea de la PNL. Și probabil că a fost foarte mult influențat și de liderii de acum ai PNL-ului, care, după cum știm, mulți au avut probleme cu cei de la USR. Că Drulă era nebun, că nu se putea înțelege cu ei, nu se putea înțelege nici cu domnul care a fost la justiție, cu mulți nu se puteau înțelege. Da. Atunci, asta e observație corectă. Dacă ai ocazia să vorbești cu politicieni, să intri în mățăraia partidelor, vei vedea că există o confruntare permanentă și o neînțelegere permanentă între stilurile de a face politică ale USR-ului și cele ale PNL-ului. Deci este o incompatibilitate majoră. Oamenii erau pur și simplu iritați, pentru că în timp ce PNL e un partid de sistem care știe România și știe cum să o învârtă, ca să obțină un minim de rezultate, USR mereu dădea cu barda și nu era dispus la toate compromisurile pe care aceștia le făceau. Și au explicații mari. Da, nu s-au înțeles niciodată. Consider că și ăsta a fost unul din motivele, să spunem, principale sau a avut o pondere foarte mare prin care a făcut alianță cu PSD. Asta cred eu că e cea mai mare problemă. Ciolan până la urmă. Știi, aș vrea să-ți arăt un efect. Vom vorbi zilele următoare, desigur, intens despre asta, dar vreau să spun un aspect al acestei decizii de aseară. Toți primarii USR... O mână de oameni, nu sunt cei mai mulți din lume, dar sunt o mână și uneori în orașe importante. Cu toții vor avea de suferit în urma acestei colaborări. Clotilde Armand. Știu că vreți în Timișoara. Da, da.
Dominic Friț. Sunt bucureștean care trăiesc în Timișoara și crede-mă că mă săturasem de tot ce înseamnă doamna Firea și toate cele și acum m-am mutat în Timișoara de când a venit Friț și într-adevăr, se vede, se cunoaște că nu au încă putere și într-adevăr nu au sprijin. Asta e cea mai mare. Numai că nu au sprijin și putere, dar mai mult de atât, toate măsurile pe care le vor propune sau micuțele reforme pe care le pot face vor fi electrocutate, vor fi orașe blocate de această alianță care nu are primari. Eu acum sunt curios ce să facă domnul Nicușor Dan cu doamna Firea ministru. Și eu sunt foarte curios. Deci Nicușor Dan va avea un mandat teribil din punctul ăsta de vedere. Sigur că Nicușor Dan e cu un picior în PNL, poate partidul său îl va sprijini. El a și început greșit pe multe paliere, ușor nu-i va fi și nici nu-l va ajuta foarte multă lume. Fiți atenți la ce se va întâmpla în orașele voastre ca urmare a acestei înțelegeri. Marian, spor la treabă, acolo unde ești. Astăzi însă căutăm un înțeles la acordul pe care președintele Iohannis l-a dat acestei coaliții. Totuși, de ce? Sunteți prea mulți care credeți că din comoditate, vedeți, domnule Iohannis, ce imagine v-ați făcut, ba că e vorba de meschinărie, de comoditate. Mai e o chestiune în politică, uneori trebuie să le și spui oamenilor, dar le și spui, uitați, astea sunt problemele din față, așa încercăm să le rezolvăm. Dar nu prea am înțeles chestiunea asta. Radu, salutare, ești la România în direct. Îl mai avem pe Radu? Nu prea îl mai avem pe Radu, nu? Hai să încercăm cu Ioan, salutare. Bună ziua, domnule Striblea. M-a auzit? Da, 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 te ascultăm. Vorbește un pic mai tare. Am înțeles. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, cred că o găsim în glosa lui Eminescu. Yeah. Toate 10 și 9 toate. Da. Nu știu ce sentiment aveți dumneavoastră, eu am sentimentul de USL reloaded. Nu, eu m-am gândit de dimineață la chestiunea asta. USL s-a născut ca exprimare la adresa unui dușman, care era Traian Băsescu și modul său de a face politică. Nu, aici nu e niciun dușman, adică chiar nu e niciun dușman. Nimic nu le-a adus pe partidele astea la un loc, că nu identific dușmanul, care e el. Eu aș merge un pic mai departe și aș spune că este foarte interesant, am putea spune chiar că dușmanul lor suntem noi, poporul. Cel datorită căruia toți sunt acolo. Noi, din punctul meu de vedere, suntem vinovați pentru ceea ce ni se întâmplă. Nu spun o chestiune care n-a fost spusă. Mă gândesc că toți suntem conștienți de lucrul ăsta. Și finalmente, după 30-40 de ani de vom ajunge și acolo, după 40 de ani de democrație, vom concluziona că era mai bine pe vremuri. Nu era mai bine pe vremuri. Am pus și pe Facebook, uite, chiar să vă uitați, duminică postam un articol făcut de un site, panorama.ro, care arată că toți indicatorii sunt în favoarea vremurilor actuale. Adică chiar și gradul de fericire, să știi, dacă ăsta poate fi măsurat. Și mai e ceva, vreau să spun eu în lucrul acesta. Eu nu cred în teoria asta că sunt politicieni care vin la putere ca să facă rău. Că se uită așa în jur și zic, bă, am să le fac rău la ăștia. Cred că sunt incompetenți, cred că vor să facă mai mult pentru ei și pentru clientela lor. Cred că uneori nu pot să miște un pai în funcțiile pe care le au. Da, să vin așa țintit și să zic că ia să vedem, mă, Ioan din ce grup face parte, eu am să-i fac rău, asta o cred mai puțin, nu cred, poate-s naiv. Eu cred că acolo sunt vârfurile societății noastre în ceea ce privește adaptabilitatea. Sunt unii dintre ei care n-au avut ocazia să ajungă mai devreme acolo, dar odată ajungând s-au adaptat. Lucru care se va întâmpla de altfel și cu USR-ul. Pe măsură ce se vor consolida ca partid, vor avea o politică proprie bine conturată și ancorată, se vor adapta. Până la urmă, este sistemul, cum bine spuneați dumneavoastră la un moment dat, sistemul a promovat această alianță USR, PSD, ce observație bună,
Da, tot ce se întâmplă, mulțumesc tare mult, Ioan, tot ce se întâmplă în administrația publică din România de ani de zile, modul în care ne conducem țara, în toate acele firicele care unesc instituțiile noastre de ceea ce înseamnă decizie de conducere, spitale, școli, agenții, ministere, tot felul de oameni care ne dau aprobări, toți au împins către această uniune. De fapt, oamenii au ajuns la putere propulsați de toate firicelele astea care vin dinăuntrul unei Românii vătămate după 30 de ani și care este frică că o să vină unii și o să strice drumurile, da? O să vadă pe aici, bă, ce... E vorba de acei oameni care, dacă ați văzut duminică la ProTV în România Te Iubesc a lui Alex Dima, dom'le, n-au reușit să facă curat în clădirea Ministerului Economiei, înțelegeți? Vedeau unii și îi puneau să facă curat. E, toată România aia murdară și vătămată, i-a împins pe oamenii ăștia aici și a zis, bă, pe voi vă știm. Despre asta să fi fost vorba? Asta a fost telefonul și la domnul Iohannis. Vladimir, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, mulțumesc că m-ați acceptat ca partener de discuție. Deci, ca să răspund în primul rând la întrebarea dumneavoastră, sau mai întâi, să spun că am fost în permanență un votant de dreapta, sau mai bine zis, nu de dreapta, un votant anti-stânga și votantul lui Iohannis. Referitor la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, părerea mea este următoarea. Coincide aici interesul major actual al țării cu comoditatea lui Iohannis. Dar nu se mai putea continua cu lupte politice majore în condițiile pandemiei, a unei crize politice majore din țară și atunci... încă o dată, sunt anti-stânga, n-am votat și nu am votat odată PSD când a fost Iliescu. Știu Vadim. Povestea, da. Dar da. Fiți atenți, Vladimir, unde suferă raționamentul tău? Crezi că această guvernare va fi lapte și miere? Adică crezi că oamenii ăștia nu vor avea nu, după? Nici vorbă, dar deci au ambele partide, au niște interese majore, atât din punct de, cum să spun eu, și negativ, interes, nu, interes negativ. Dar PNL-ul spune, bănuiesc eu, sau părerea mea spune, domne, oricine este astăzi la guvernare se erodează. De ce să mă erodez numai eu și PSD-ul fiind adversarul meu istoric, ca să zic așa, să crească în sondaje. E o observație bună. Haideți să ne... Poftim? E o observație bună, într-adevăr, și PSD va avea de suferit chiar de la propriul public în perioada următoare. Absolut. Pe de altă parte, PSD-ul ce interes are? Să sperăm că urmează să intre acele 50 de miliarde de euro care ar fi un sprijin fantastic pentru situația noastră actuală. Dacă aceste 50 de miliarde vor fi gestionate numai de PNL, cu toate problemele făcute și cu toate greșelile făcute, PNL-ul va avea un câștig substanțial gestionând aceste 50 de miliarde. Și atunci PSD-ul spune, dom'le, trebuie să particip și eu la această gestiune. Ce stai la am și eu. Și ăsta, da, ăsta e un calcul bun, într-adevăr, da, s-a gândit multă da. Lume la asta. Și... Deci, Iohannis n-a spune că din patriotism sau din niște calcule politice majore de, pentru țară a acceptat această alianță, dar a acceptat-o în primul rând pentru încetarea acestor lupte politice permanente care dăunează, din punct de vedere, pandemie, sănătate și așa mai departe. Dar cu ce cost pentru el? Îți mulțumesc, Vladimir. Bogdan, vreau să te aud la România în direct, înainte însă să vă arăt și un calcul din PNL și PSD,
chiar dacă se vor eroda aceste partide, AUR și USR nu vor câștiga atât de mult încât să poată să vină singure la guvernare în anul 2024. Deci și acolo treaba e rezolvată. Salutare, Bogdan! Bună ziua, Cătălin, și ție și ascultătorilor. Da, de la început, domnul Cristian Tudor Popescu a punctat foarte bine. Președintele e un diletant. Gândiți-vă că în cele două mandate n-a avut nicio dezbatere politică. N-a vorbit niciodată față-față cu un oponent real. Da, asta e adevărat. Alții ne-au obișnuit. Hai să avem un schimb de opinii bărbătesc. Ca e și mai șifonat sau nu, vedem exemplu Joana din trecut, de tristă amintire, dar măcar au avut curajul, bărbăția să apară în fața națiunii într-o dezbatere. Asta e un lucru pe care trebuie să îl reproșăm în permanență președintelui Iohannis, da, când n-a ales să dea interviuri grele. Apare din când în când așa ca o zeitate, ne mai spune câte o gogoriță și după aia se retrage în turnul lui de fildeș. Și așa cum au punctat bine și antevorbitorii mei, respectiv Sabin și următorii, da, e bătaia lui, stricta lui, pe ciolanul lui. O să mai stea 2-3 ani să se mai plimbe până 300 de milioane de țări și nu o să-i pese. Mi-e greu să cred asta. E plin internetul de petiții de suspendare a președintelui. Păi, numai azi am primit vreo 4. E greu să te urască atât de multă lume. Nu poți să-ți asiguri comoditatea când multă lume este nemulțumită. Da, e clar că este un calcul meschin, făcut în extremis. Eu îmi asigur spatele, îi unesc pe ăștia doi, pentru că dacă... Ce urma după asta, dacă se adâncea criza politică? Că a spus-o de multe ori domnul Ciolacu. Noi vrem anticipate, ne convine. De ce? Că au făcut de multe greșeli cei de la PNL, încât clar o să luăm peste 50%, iar acum avem 40%. Da? Și cu 50% cred că aveau un tupeu să încerce suspendarea președintelui. Deci e clar că și-a asigurat spatele. Le-a închis gura, le-a dat și lor ceva de ronțăit, că e vorba de cele 50 de miliarde, că e vorba de alte proiecte de infrastructură, că de-aia avem așa multe autostrăzi în România. E discutabil, dar e clar că în primul și în primul rând a fost un calcul legat de sine și nu de binele țării. Suntem foarte obișnuiți să ne gândim că ei fac doar lucruri pentru ei. Mă, să nu fie acolo nicio picătură legată de mai binele societății. Poate și asta, domnule, societatea poate să meargă mai bine dacă astea două partide sunt împreună. N-ai, dau, eu sunt avocatul diavolului. Cristi, salut, ești la România în direct. Ba, chiar aș zice că o să-și încheie această ediție. Da, mulțumesc frumos, mulțumesc. Mulțumesc pentru ocazia de a spune câteva cuvinte și salutări tuturor. Mă aud? Da, te ascultăm. Okay. Noi avem obiceiul de a fugi mereu după fentă. Și am să spun la ce mă refer. Eu nu cred că președintele României va fi suspendat. Asta este o fentă. Nimeni nu-și dorește lucrul ăsta, dar este scoasă mereu în spațiu public, nu știu cu ce scop, dar cu certitudine președintele nu este speriat că va fi suspendat. La fel cum nu vor fi nici alegeri anticipate. Domnul Ciolacu, dacă și-ar fi dorit alegeri anticipate, ar fi făcut să pice și următorul guvern și președintele ar fi avut opțiunea, ceea ce nu va face asta niciodată, dar ar fi avut opțiunea să dizolve Parlamentul și atunci să avem alegeri anticipate. Deci domnul Ciolacu spune una și face alta. Astea sunt fente. Este a doua fentă care s-a întâmplat. Și ca să răspund la întrebarea emisiunii, de ce? Și eu m-am întrebat. Deci după ce am avut parte de Dragnea și de PSD-ul acela nociv, care a scos sute de mii de oameni în stradă, da? Și a radicalizat societatea românească, de ce președintele României și domnul Rareș Bogdan și toți ceilalți din PNL fac ceea ce fac în ziua de astăzi? Și răspunsul meu este unul foarte simplu. De ce? PNL nu este PNL. PNL e tot un PSD. Haideți să ne uităm cine stă în spatele domnului actual prim-ministru. Cei din PD, adică domnul Flutur, domnul Boc,
și Rareș Bogdan, care era un susținător al domnului Băsescu. Așa. Cine este PD-ul? PD-ul se trage din PSD. Este partidul lui Petre Roman, care a venit din PDSR, sau cum se numea la adică momentul acela. Adică e FSN? Asta vrei să ne spui. Actualul PNL nu este decât o aripă a PSD-ului. Și contraziceți-mă, Boc nu este din PD, Flutur să nu este păstrat, din PD. Să se fi păstrat oamenii... toate aceste rădăcini de atâta vreme, este... Cristi. Sunt 30 de ani. Da, bineînțeles. Aduceți-vă aminte cum prim-ministrii de la PNL, când s-a dat ordonanța aceea sau ce s-a întâmplat în urmă cu niște ani, au fugit toți la PSD și acum s-au întors iar în PNL. Uitați-vă cine este pe listele PNL-ului și veți vedea că jumătate din ei au avut un trecut PSD-ist. Îți mulțumesc tare mult. Știi, mă gândesc aici că într-adevăr e o confruntare într-un vechi mod, între un vechi mod de a face politică și unul nou, și deocamdată cei vechi s-au așezat pe treabă. Cine știe cât succes vor avea? Măsurăm săptămânile următoare. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.